Proiectul a pornit în 2012 și trebuia să fie gata în vara anului 2015. La 3 ani distanță de acest termen, la Slobozia, autoritățile au înregistrat un record unic în istoria construcțiilor din România. Au realizat o parcare subterană fără intrare. Nu este vina autorității publice locale că nu s-a finalizat acest proiect. Și vom enumera acolo toate motivele. Nu doar Slobozia se află cu proiecte în această situație, așadar urmează să vedem exact demersurile pe care le vom face ca să nu restituim de la bugetul local banii pe care i-am accesat pe finanțare europeană. Șanse să intre în istoria construcțiilor din România drept unica parcare fără o cale de acces. Nu se pune problema, v-am zis, soluția tehnică există. Și există deja de 9 luni, ne-ar fi ajutat foarte mult ca și cel de-al treilea membru al asocierii să semneze actul adițional prin care ni se ceda înapoi partea de acces în tunel, să fi făcut o licitație separat și aveam timp și de execuție. Fiind puși în imposibilitatea de a face acest lucru, v-am zis, nou proiectant pe care o să-l avem, care o să câștige serviciile de proiectare, se va îndrepta spre această soluție. Întregul proiect de modernizare a centrului orașului, în care este inclusă și parcarea subterană, depășește 51 de milioane de lei. Mai mult de jumătate din această sumă provine din fonduri europene. Pentru că parcarea nu va avea acces până la sfârșitul acestui an, acesta fiind termenul limit acordat de Uniunea Europeană pentru finalizarea lucrărilor, autoritățile vor suporta de la bugetul local toate pierderile. A trebuit să luăm mai multe decizii și de fiecare dată să alegem răul mai mic. Și mă refer în acest sens la faptul că fiind la un moment dat un proiect contratimp, de fiecare dată ați văzut s-a prelungit termenul de la 31 decembrie 2015, s-a mai dat 6 luni, după aceea s-a mai dat încă un an și jumătate. Să știți că totuși am fost presați și de acest lucru. În același timp, făcând evaluările la momentul 2016, am realizat că dacă opream atunci lucrările, costurile de conservare ar fi fost foarte mari și cred că am fi compromis proiectul cu totul. În momentul de față, faptul că avem finalizată efectiv parcarea, avem utilitățile deja conectate acolo, costurile de conservare sunt foarte reduse, efectiv fiind doar costuri de pază a obiectivului. Localnicii fac haz de necaz și spun că orașul avea alte nevoi. Aici e o gaură neagră făcută de la buget. În loc să se facă parcuri și alte grădinițe, școli și alte probleme care lumea se confruntă cu alte probleme, așa să fac găuri unde se poate lua niște bani. Da, știți ce? Noi suntem de vină, cetățenii. Noi suntem, că acceptăm să producă, să întâmple așa ceva. E o rușine, pentru cu asemenea parcare, toată lumea se întreabă ce o fi aia și de ce, pentru ce, cine să parcheze acolo. Dar proiectantul respectiv n-a făcut un studiu, nu? Trebuia să facă un studiu. Dar nu mai înțeleg nici cu groapa asta, că groapă îi zic, toată lumea zice groapă, domnule, nu înțeleg, domnule, pentru ce? În centrul Bărăganului, unde avem călduri insuportabile, faci o groapă și aduci copiii acolo, vă dați seama ce se întâmplă și pui beton. Proiectul pentru care a fost aprobat este un parcaj subteran, care, după cum vedeți, n-are intrare, n-are ieșire. Trebuia de la început, atunci când s-a proiectat, se știe, să se facă studiile mai temeinic. Ai de capul nostru, după ce că e de vreo 3 ani. Da, și n-a terminat-o nici acum. Autoritățile au identificat o nouă soluție tehnică de realizare a accesului în interiorul parcării. Însă, pentru punerea ei în practică, este nevoie de alte licitații. Așa că cel mai optimist termen de finalizare a proiectului este de cel puțin un an.